Povestea s-a apărut pe rețelele sociale zilele trecute și s-a viralizat imediat, utilizatorii fiind impresionați de gestul de umenie al bărbatului. Taximetriștii din Cluj au încercat în zadar, timp de trei zile, să dea de urma lui pentru a-l premia pentru fapta sa. Lucrurile stau însă cu totul altfel. Întâmplarea a avut loc în toamna anului 2021, în București, dar povestea a apărut abia acum, după ce s-a rostogolit întâmplător pe rețelele sociale, fiind repostată, zilele trecute, pe un grup de Facebook din Cluj. Așa se explică de ce toată lumea a crezut, inițial, că întâmplarea a avut loc la Cluj. Știrile proteve au reușit să dea de urma taximetristului. Într-o discuție cu corespondentul proteve Andreea Marinescu, el a povestit că a fost vorba de o cursă din cartierul bucureștean Pajura, până la spitalul de copii Grigore Alexandrescu. Femeia chemase un taxi printr-o aplicație de profil și se grăbea să ajungă la spital, după ce fiul ei se rănise la cap. După confirmarea comenzii, ea a luat legătura cu șoferul, căruia i-a mărturisit că nu are suficienți bani pentru cursă. Acesta s-a oferit să facă cursa gratuit, gândindu-se că în locul femei ar putea fi mama, soția sau cineva apropiat care să fie în aceeași situație. S-au reîntâlnit întâmplător, chiar înainte de Crăciun destinul a făcut ca șoferul de taxi și femeia pe care o ajutase, în urmă cu un an și câteva luni, să se întâlnească din nou, tot în taxi. De această dată, în urmă cu trei săptămâni, chiar înainte de Crăciun, când i-a luase o cursă de la aeroport. Soțul său, care lucrează în străinătate, venise acasă de sărbători. Iulian Bucur nu știa cum să-mi mulțumească din nou pentru fapta pe care am făcut-o atunci. M-a recunoscut când a intrat în taxi. Era înainte de Crăciun, cu două sau trei zile. De data asta era cu soțul, care s-a întors din străinătate, de la muncă. Și auzeam cum vorbeau în spate, în șoaptă el e domnul care m-a dus. M-am uitat puțin în oglida retrovizoare, îmi era puțin cunoscută, dar nu știam de unde. Dacă iau în fiecare zi zeci de clienți. Iulian Bucur spune că a postat pe Facebook fotografiile în care i redat dialogul dintre el și clientă, pentru a arăta că nu toți taximetriștii sunt la fel. Iulian Bucur, fiecare pădure are uscăturile ei. Au fost foarte mulți care m-au felicitat, dar au fost și câțiva care n-au spus chiar ce trebuie, acolo. Am credința că dacă faci bine, bine găsești. Iulian Bucur spune că a făcut și cu alte ocazii astfel de gesturi de bunăvoință. Iulian Bucur, am găsit un copil la ora 11 noaptea, să-l duc într-un sat apropiat de București. Nu puteam să-l las, pur și simplu, în stradă, acolo, că cine știe ce se întâmpla. L-am lăsat în fața porții și nu l-am revăzut de atunci. Într-un fel, am credința că dacă faci bine, bine găsești. Dacă faci rău, rău găsești. Cum a ajuns viral cazul taximetristului din Cluj, gestul de umenie al taximetristului a impresionat utilizatorii pe rețelele de socializare. Deși Iulian Bucur a postat întreaga poveste în urmă cu un an și câteva luni, cazul s-a viralizat abia acum pe grupurile de Facebook din Cluj. Acest lucru ar putea explica și de ce utilizatorii au crezut că e vorba de un taximetrist din acest oraș. Ne bucură enorm că altruismul și omenia care caracteriza acest neam nu este pe cale de dispariție. Cu astfel de oameni, România mai are o șansă, a scris un șofer. Mai mult, taximetriștii din Cluj-Napoca au anunțat că și ei își caută colegul cu inimă mare pentru a-l premia pentru gestul său. Voiau să-i ofere plata gratuită a dispeceratului pentru următorii cinci ani sau chiar o mașină electrică. Sursa, stirile pe Reo TV.